Vineri 26 iunie s-a sărbătorit la Suceava Ziua Drapelului Național, eveniment desfășurat în Piața Steagurilor de lângă Palatul Administrativ, unde a avut loc și ceremonia de înălțare a drapelului României pe catarg. La eveniment au participat reprezentanții administrației județene și locale, prefectul Sucevei Constantin Harasim, cei doi vicepreședinți ai Consiliului Județean Suceava, Ilie Niță și Alexandru Rădulescu, dar și cei doi viceprimari Lucian Harșovski și Ovidiu Doroftei. Totodată la ceremonie au participat și preoți, pompieri, militari, jandarmi, fanfara municipiului Suceava și câțiva zeci de localnici. Prefectul Sucevei și-a exprimat onoarea de a participa la Ziua Drapelului Național, unde drapelul României este alături de simbolurile naționale ale celorlalte state ale Uniunii Europene. Astăzi sărbătorim 167 de ani de la declararea oficială a tricolorului ca drapel național, simbol ce amintește fiecărui cetățean român datoria sfântă de a servi cu credință patria, de a apăra cu orice preț unitatea, suveranitatea și independența României. Să o cinstim cum se cuvine și să avem un gând special pentru militari români care își servesc patria sub tricolor, uneori cu jertfă supremă, oriunde s-ar afla ei în țară sau în străinătate, a spus Constantin Harasim. Ceremonia de Ziua Drapelului Național s-a încheiat cu defilarea pompierilor militari și a jandarmilor pe acordurile fanfarei municipiului Suceava.